Avocatul poporului confirmă, pensionarii nemulțumiți după recalculare nu vor primi mai puțin bani decât înainte. Avocatul poporului confirmă faptul că seniorii nemulțumiți după recalcularea pensiilor, pentru că li s-au diminuat drepturile, nu vor primi mai puțin bani decât înainte acestui proces. Reprezentanții Ministerului Muncii arătau, încă din septembrie, că în aceste situații va rămâne în plată pensia cu valoarea cea mai mare. Nemulțumirile privind deciziile de recalculare a pensiilor i-au transformat pe unii pensionari în petiționari. Cei mai mulți s-au adresat caselor de pensii, iar unii au apelat chiar la avocatul poporului. Această instituție a transmis precizări care să lămurească problema. Cele mai mari nemulțumiri sunt în rândul celor care au lucrat în condiții grele de muncă și care au un număr mai mic de ani munciți față de restul românilor, notează Newsweek. În cazul acestei categorii, mai spune sursa citată, recalcularea a însemnat tăieri și de câteva mii de lei la pensie. Faptul a determinat pe mulți să depună formalitățile pentru a da în judecată statul român. Avocatul poporului a explicat cum s-a făcut recalcularea, cea mai importantă concluzie fiind aceea că niciun pensionar nu va primi mai puțin decât înainte de recalculare. Așadar, dacă drepturile au fost diminuate în urma recalculării, pensionarul în cauză va primi pensia de dinainte acestui proces. De altfel, încă din 1 septembrie, reprezentanții Ministerului Muncii au precizat că în aceste situații va rămâne în plată pensia cu valoarea cea mai mare. De vreme ce drepturile de pensie anterior stabilite nu sunt atinse, diminuate, iar pensiile stabilite, reflectă în quantum posibilitățile limitate în raport cu sursele existente într-o perioadă dată, nu se poate susține că noile reglementări tranzitori ar leza demnitatea umană sau că ar contrazice dreptatea socială, precizează, în acest context, avocatul poporului. Pe de altă parte, o acțiune în instanța cuiva care contestă legea pensiilor nu ar avea șanse de câștig. Motivul. Legislația din România le-a oferit posibilitatea celor care au făcut recalcularea să ajusteze valoarea veniturilor și a calculelor în funcție de anumite criterii. Curtea Constituțională a constatat că legea prevede garanții exprese pentru păstrarea contumului pensiei, astfel că nu se poate aprecia că schimbarea elementelor în funcție de care aceasta a fost calculată afectează dreptul la pensie acum a fost stabilit anterior. Mă arată avocatul poporului. Aceeași instituție subliniază că valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, condițiile de recalculare și de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca și indexarea acestora, nu se poate face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale. Cum se calculează pensia? Formula de calcul a drepturilor lunare ale seniorilor, potrivit legii pensiilor, are două variabile. VPR, valoarea punctului de referință și numărul total de puncte acumulate. Iată, mai jos, detalii despre această formulă. Pensie VPRX numărul total de puncte. VPR 81 de lei. Număr total de puncte, puncte contributivitate, o puncte stabilitate, o puncte perioade necontributive. Punctele de necontributivitate, anii petrecuți în armată, șomaș sau facultate, 0,25 puncte pentru fiecare an. Punctele de contributivitate sunt anii în care s-a contribuit la sistemul de pensii. Se acordă câte un punct pentru fiecare an contribuit. Punctele de stabilitate: 0,50 puncte van pentru anii din intervalul 26-30. 0,75 puncte van pentru anii din intervalul 31-35. Un punct van pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani. Potrivit autorităților, peste 82% dintre pensii au crescut, din septembrie, datorită recalculării. Restul pensiilor rămân la nivelul anterior recalculării, astfel că niciun pensionar nu are pensii mai mică decât înainte de acest proces.